Bun, între timp s-au exportat și desenele noastre, dar și aici avem plan de situație, profil longitudinal, tipul și transversalele, da? Și dacă ne uităm în cartuș, cum îi dau zoom? Merge zoom. Da, aici vedem scara 1 la 100, PTC001, profil transversale caracteristice, da? Și dacă mergem mai sus, PTT001, profile transversale tip, da? Deci un singur cartuș folosit dinamic la toate desenele, da? Deci nu mai trebuie să scrii la fiecare planșă separat numărul planșei, denumirea planșei și scara, da? Deci totul este dinamic și datele astea auto, oricând se pot modifica din cartuș, alea fixe și alea dinamice se modifică automat în dependență de ce desen este, da? Bun. Deci, proiectul putem zice că este finalizat. Tipul nu bate cu desenele, dar nu asta a fost scopul.